Cazurile de agresiuni sau accidente rutiere sunt multe pe lună la Spitalul Județean de Urgență Craiova. Medicii tratează pacienții, dar în multe cazuri banii sunt greu de recuperat. În medie sunt 200-250, uneori și mai mult în funcție de anumite sărbători, să le spunem, și așa mai departe, în care sunt mai multe agresiuni sau mai multe accidente rutiere cu mai mult astfel de pacienți. Aceste cheltuieli de spitalizare pentru agresiuni, pentru accidentele de muncă, pentru accidentele rutiere, accidentele sportive, sunt bani care nu se decontează din bugetul casei de asigurări de sănătate. Sunt bani care se recuperează de la pacienți, o parte, sau de la cei care au produs acea agresiune sau acel accident. Până acum ceva timp, spitalul primea banii pentru îngrijiri medicale direct de la pacienți, care mai apoi îi recuperau de la agresori, prin proces. Numai că legea s-a schimbat, iar unitatea medicală este nevoită să acționeze ca și cum misiunea sa ar fi să facă anchete de poliție, nu să salveze vieți. Noi, ca spital, nu avem niciun fel de relație, nici noi cu pacientul avem relație în sensul că îl îngrijim. Dar cu cel care a produs accidentul, cel care a produs agresiunea, cel care l-a bătut pe pacientul respectiv, nu avem niciun fel de relație. Și atunci trebuie într-un fel să ne transformăm în fel de polițiști. Polițiști de a afla ce s-a întâmplat, polițiști de a căuta mai departe dacă a existat sau dacă n-a existat o plângere și tot așa mai departe. De multe ori, spitalul nu are nici măcar împotriva cui să deschidă proces. Sau, până la recuperarea banilor, situația se complică foarte mult. Sunt cazuri în care vin la noi, este agresiune fizică, noi trebuie să o raportăm ca agresiune fizică, pentru că așa spune pacientul, după care pacientul spune că cel care l-a agresionat nu-l cunoaște și atunci, dacă nu-l cunoaște, împotriva cui te îndrepți. Sau îl cunoaște pe cel care l-a agresat, dar se înțeleg între dânsi și nu există niciun fel de plângere, nu există absolut nimic. Și atunci noi nu putem spune, iar chiar dacă îl cunoaște, nu existând plângere, nu sunt obligați pacienții să facă plângere la poliție, dacă se înțeleg pe perioada celor 60 de zile, din momentul agresiunii, și nu se face plângere la poliție, atunci nu ai împotriva cui să te îndrepți. În acest moment, spitalul are în jur de 10-12 mii de procese pentru recuperarea banilor. Unele dintre ele durează de ani de zile.